că era destul de greu. Stai, bă, ușor, bă! Ce faci, mă, bașii cu spatele? Băi, băiatule, deci am pielea de găină pe mine și veniți să vă mai distrug o dată, fraților. Reacționează prima oară la casele din Hâțe Residenț. Deci m-au fermecat. Uite cât de... Înțelegi ce zic? Ia zi, Johnule. Nu glumesc, că aveam emoții. Hâți cu lapte, hâți cu vlog, hâți cu bună dimineața. Trezirea. Hâți cu bună dimineața, Jonuțule, hâți cu Age Mirorescu, hâți cu căsuța lui Ionuț, care astăzi a avut puse la punct ultimele detalii, Jonuțule. Suntem la noi pe Tarlan, nu recomandăm nimănui să facă așa ceva, însă vă dați seama că era destul de greu. Stai, bă, ușor, bă, că filmăm! Ăsta cred că a vrut să se teleporteze, mă, a vrut să ne arate ce poate mașina lui, Jonuțule. Ia uitați-vă cât de frumos e bannerul lui Age Miror. Stai, bă! A trebuit să potolim, era epiană răvaș căluțul, Jonuțule. Era greu să mergem de la casa mea până la casa lui Ion în Cârci, așa că am zis, bă, nu sunteți cu duba sau cu camionul. Zic, ia-mă și pe mine în spate, ca să ajungem și noi mai repede și stați să vedeți ce faci, mă, bașii cu spatele. Mânca la tata, Jonuțule. Vezi, mă, ăsta e tratament preferențial. Revenim din casă să vedeți cum arată. Nu sunteți pregătiți. Băi, băiatule, deci am pielea de găină pe mine. Nu mai am cuvinte. Nici nu vreau să fie murdar de mamă, Age Miror, te iubesc, știți? De fapt și de drept cât îmi respect colaboratorii și știți foarte bine că lucrez cu cei mai buni din piață, fraților. Și am curaj să spun asta pentru că rezultatele vorbesc de la sine. Deci vă rog frumos, acum puteți înțelege lătrătura pe care le tot aveam despre oglinda cu LED perimetral din living, Jonuțule. Vineri o să vină echipa de curățenie, tocmai de aceea canapelele sunt încă învelite în plastic și arată un pic ca șantier zona. Asta este ușa lui Ion de acolo, de sub, de la spațiul de depozitare, de sub scară. Asta e. Eu acum îmi dau seama că eu mă uit la televizor și zic, uite ce televizor mare și frumos punem noi în Hâț Residence la living, dar eu mi-aminteam de televizorul de la Bricky. Acum suntem la Ion și a pus televizorul pe perete, cât de șmecher arată, fraților. Mai sunt de rezolvat mici detalii cu cablul de la hotă, pentru că trebuie să recunosc că nu am gândit neapărat să punem o priză la hotă, întrucât randările de la Casa Rusă au venit mult după ce noi am făcut planul de electric al caselor și veniți să vă mai distrug o dată, fraților. Veniți să vă mai distrug o dată. Oglinda cu LED perimetral din baia de la parter. Uitați-vă cum arată. De unde se stinge și se aprinde asta? De aici de afară? Fă-mi și mie un joc. Ia uitați-vă, fraților. Jvang. Ca să înțelegeți. Ca idee. Ce livrează Hâț Residence, fraților? Decideți voi dacă e frumos sau nu. Că eu nu mă complic. Văd că a reușit nașul să livreze și prăgulețul de aici. Aveam o dilemă dacă să-l punem argintiu sau alb. Dar mi se pare argintiu ăsta așa extrem de deschis, foarte cool, Jonuțule. Țineți-vă bine. Bă, la balustrada asta, bă. Bă, cum e balustrada? Știu balustrare. De ce te-ai oprit? Îmi șoptea Gabi din spate, ci că sus baia. Stai liniștit că știu tot ce am de văzut. Vezi, bă, deci îmi șopteai bine până la urmă. Eu îmi clăteam ochii cu balustrada asta, dar am uitat, fraților. Vino încoa, Cori, vino încoa. De fapt, nu vino încoa. Du-te pe pod, urc și eu imediat. Ia vedeți, frații mei, cum arată partea de sus. Doamne Dumnezeu, deci nu mai răbdare. Știți de unde vrea fratele vostru să vadă toată chestia asta? De sus, de acolo, de unde îmi place mie să mă uit pe casa scării, pentru că se vede și peretele gri de la frații noștri vine. Și arată senzațional, hai să văd și eu. Doamne Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, cât de frumos arată Age Miror, bă, deci eu am rămas în mască cu balustrada asta. Eu nu mi-am dorit balustrada la mine în casă, pentru că balustradele de obicei sunt urâte, dar mă gândesc că de când am pus balustradele astea în Hâț Residence, bă, mă gândesc serios dacă să-mi pun și o balustradă. N-a fost nevoie până acum, dar după două picioare rupte, te gândești, bă, nu mai bine pun o balustradă ca să nu urmeze și al treilea. Doamne ferește! Hai să vedem și baia sexy, pentru că, doamne, nici nu vreau să mă gândesc cum arată aia cu oglindă și cu toate ledurile puse. Hai da. Avem și monstrulețul de televizor din dormitor pus, fraților. 140 pe dormitor, 163 pe living. Iarăși, zic să decideți voi cum vi se pare. Stingem, Age Mirorescu, stingem, te rog eu, să fie cu efect de la mișto. Haideți, fraților, încoa. Eu intru în baie și Age Miror se ocupă de spectacol și o să facem ca la Revelion. 3, 2, 1, hâț. Cam așa arată pe întuneric. Hei, nu ți se pare că este nimic? Și ce crezi? 3, 2, 1, hâț cu Age Miror, Jonuțule. Deci veniți-vă și uitați-vă, vă rog frumos. Aprinde și sus, Age Mirorescu, aprinde pe amândouă. Deci uitați-vă, vă rog frumos, cum lucrează frații noștri. Una bucată sticlă de duș, una bucată oglindă LED perimetral, Jonuțule. Nu pot să spun că este invenția mea, pentru că este din partea lui Gabi, Age Mirorescu. Eu i-am spus că îmi doresc oglindă și LED. Și mi-a zis, bă, da, să știi că la baie, pentru make-up și aranjat în oglindă, este mult mai frumos dacă nu-ți pun LED-ul în spate, pentru că lumina se va îndrepta în stânga, dreapta, jos, sus, și ți-l pun de față. De ce? Ca să arăți și tu frumos, Jonuțule. Și ce crezi? Mă, cum se vede? Mă, câți Kelvin de ai pus aici la lumina asta?
ai idee? Maxim. Deci arată senzațional, iar potrivirea de temperatura culorii de aici, aici mă fascinează, Johnson. Acum, eu știți că eu îmi critic singur șantierele. Cine a pus, mă, Candy Capatul care a pus aici priza albă? Deci eu mă lupt să pun ușa bicoloră, mă, dacă e posibil. Și ăștia pun priza albă aici, un cărțeie și gura, dar ce a fost în capul lor? O să-mi întreb pe Ion, că nu pot să cred că am comandat eu așa ceva vreodată, cred că s-a nimerit la plezneală, dar nu mi-a spus eu, uite ce drăguț. Alexandra, trebuia să mă suni, eu te trezeam din somn pentru priza asta albă. E 30 de lei o priză, să știu, 20 de lei, dar nu-i păcat să nu pune una gri sau neagră, de ce nu neagră? Anyways, uitați-vă cum arată, frate. Deci uitați-vă cum arată băile din Hâț Residence. La 200K, complet echipat, iarăși, cu o mini aroganță pe care sunt sigur că o simțiți în voce. Decideți voi cum vi se pare toată situația. Noi deocamdată punem pe hold acest vlog, Jonusule, care va continua poi mâine, adică vineri, astăzi este miercuri, și vom pune toată mobila de la Casa Rusu pe poziții și vom aprinde și LED-urile de la bucătărie care urmează să fie montate de Emil și LED-ul din dormitor și vă vom arăta cam cum arată o casă gata. Dar nu gata de tot, pentru că țineți-vă bine, luni punem draperii și perdelele. Dar asta în alt vlog. Revenim. Eventually. Îți, Jonuțule, am amânat și am amânat această filmare pentru că ne-am dorit să fim cât mai aproape de final, fraților, și am adus-o și pe mamișor care reacționează prima oară la casele din Hâț Residence. O țin aici la ușă pentru că suntem 99% gata. Sărut mâna, Ana, suntem aici și cu Ana de la Anmar Decor și cu Mariana acolo și cu toată lumea, fraților, pentru că doar ce au fost montate perdelele și draperiile, doamne, cum arată. Hai, mamișor, intră, hai. Deci stați așa. Am și, uite, am botoșei să mă încalți. Ai botoșei să te încalți, bravo. Sigur că da. Asta păi și poate merge și la mine botoșei. Revenim imediat, fraților. Gândește-te că totul este în prețul pe care îl plătește clientul. Absolut tot ce vezi, scaune, mese, masa aia. Uite cum arată oglinda aia cu LED perimetrală, da? Draperiile, perdelele, tot. Perdelele, uite-te și tu, bă, dacă de frumoase sunt. Draperiile și perdelele, să știți. Ia uite, fix Ana de la asta este. Eu nu am perdele și draperii sunt. Da. Mă bucur, deci mă bucur enorm că vă plac. Deci m-au fermecat. Wow, și ia fi atent, mamă, Jonuțule. Așa a vrut Alexandra la bucătărie? Da, o perdele și în bucătărie. Deci fiți atenți, fraților. Am zis că la casele pe care le voi face eu, o să pun cu colegii de la Anmar rulete acolo. Eu așa gândeam că n-a fi mai bucătărie, dar vrei să spun un lucru, știi că îmi place? Se vede bine, e mai frumos. Îmi place, mi se pare super mișto și mi se pare foarte cool, vino cu acorii. Uite cât de mișto se vede cum sunt ele legate așa. Mi se pare genial, Jonuțule. Deci, ca să înțelegeți, ia uite și au luat Tăisănescu ai noștri. Ca să înțelegeți, fraților, casa acum este undeva la 99% gata. Ei își fac ultimele detalii, s-a terminat și curățenia în casă. Le mulțumim, teoretic, că ne-au primit în casa lor, fraților, și vreau să mergem acum să arătăm lui mamișor și etajul, pentru că vreau să văd și etajul cu perdele și draperii, cred că arată demențial. Și mai mult de atât, ia, stai așa, mamișor, aprinde un pic, să arătăm și pe YouTube, aprinde toate întrebătoarele astea. Uite, ăsta, gata, ăsta. Ia uitați-vă, fraților, cum arată LED-ul meu de la Frigiderescu, mă. Deci eu le-am pus oamenilor LED-uri ca și cum mi-aș pune mie în casă. Eu sunt mort după lumini și mă gândesc la un lucru. Da. Fii atentă, stinge un pic lumina principală din bucătărie. Lasă-mi doar LED-ul. Uite cât de... Înțelegi ce zic? Mult de seară. Da, da. Fac frumos, da, 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 televizor, da, ți-ai lăsat LED-ul și cam aia este treaba. Vai, și fii atentă ca să înțelegi un lucru. Deci, mașina de spălat vase, deschide. Șbang, în preț, direct, șbuf, da? Deschide să vezi centrală. Neckerman, cum s-ar spune pe vremea lui mamișor, băiatul meu. Neckerman, haideți la etaj. Păi nu te duce că te duc eu în ordinea, ordinii, Jonuțule. Stai, mamișor, călătorește, mă, ești nebun. Spirit libertin, de unde credeți că sunt eu așa? Antre, s'il vous plaît, la comandă. Ia zi, Jonule. Acum înțeleg eu, mă. Ia, Ana, vină un pic. Gata, mă, acum înțeleg eu. Au asortat draperiile la tapet, corect? Clienții și-au dorit să asorteze draperiile cu tapetul, păi, dar au ales aceeași perdea în toată casa. Deci avem mătase albă în toată casa. Și draperiile catifate. Îmi plac la nebunie, îmi plac perdea. Ca să înțelegeți, uitați-vă la bossul bătrân aici în cârje. Avem și variantă cu mătase și variantă cu utiul. Ne discutăm când veniți la Hâț Residence, Jonuțule, dar arată într-adevăr. Și mai vreau să mai văd ceva, mai vreau să mai văd ceva. Unde e ăla? Deci fiți atenți. Temă, repede, Jonuțule, ăsta e preferatul meu. Nu cred că nu-i gata. Nu l-a legat încă, ba, da, a? Pare legat. De unde s-o ai pus și acolo? Ce superbitate asta de LED, ce ai? Le-am făcut LED la, fii atentă, stai să vezi, dar de unde se aprinde? Nu l-or fi cablat încă, mă, fraților. Mamă, deci mor, știți că vorbim de LED-ul ăla perimetral pe care l-am pus. Nu, asta e lumina de aici. Deci vă dați seama cum o să cadă lumina aia de pe LED-ul ăsta, fraților. Aprinde-o, mă, ușor, pe aia principală, că mai lăsat în
glumesc, nu? Hai, love you. Cum o să cadă pe drape. Ia uite unul încă urtat. Da. Hai de viața mea. Super. La nebun. Hai de viața vieților mele, deci, fraților. Deci fermecat. Mamișor, pentru prima oară la Hățărezile, cu Armar aici, direct la, la locul faptei. Hai să vedem și restul, să-i arătăm și băile lui mamișor. Stai, 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 că avem aici baia. Ia fi atentă, ha? Mamă, au pus bateriile, fraților. Ia zi, mamișoare, ha? Zim tu mie, zim tu mie. Se abia aici. Uite cum arată. Uite cum arată un pic. Uite, deci ăsta, ce ăsta e 1000. 800, 900, ceva genul. Euro. Înțelegeți? Uite, uite-te la, la Ace Mirorescu al meu. Uite, mă, și tu, mă. Uite-l pe Ace Mirorescu, na. Și acum ia, voala, schimbă privirea în stânga. Și bam, dressing, nu? Ca să nu stai cu dulap. Păi nu? Vai. A, ne-a ieșit cămeruța asta, ce facem cu ea, cum facem dressing frumos? Sigur da. Că da. Și eu am vorbit cu băieții că aici mobila e făcută de Ion, adică de client. La celelalte la care fac eu mobila, vin încă afară, închide ușița asta repede și bang, să le fac cu ușă evantai aici și cu oglindă pe toată asta, ca să se dea impresia că nici nu există. Înțelegi ce zic? Oglindă din cap până picioare și când ai ieșit din dressing te și uiți, ia să vă mă cine sunt. Cum am îmbrăcat azi? Nu, dar mie îmi place așa. Și acum fii atent, deci îți place baia asta? Super. Vino să-ți arăt asta. Mă pregăteam să zic, nu pot să cred că n-ai pus în nicio baie cadă. Din punct de vedere geometric, într-adevăr, știu și eu mi-am dat seama, baia care era directly linked, adică aia direct legată de dormitor, trebuie să fie asta. Dar nu ne ieșea în proiect. Și de-aia am făcut-o pe aia, am numit-o baia sexy. Eu zic că trebuie să o ia bărbatul și asta să fie a femeii cu tot cu cadă, dar într-adevăr ești din dormitor. Dar asta este baia matrimonială. Și vezi cu două lavare ca la americani, s-a acabat. Aici jos mai vine un mare dulap cu sertare, gri, dar suspendat, știi, adică nu deci vreți deci îmi place la nebunie că poți să ascunzi totul, adică să fie așa. Păi așa trebuie să fie, da, dacă o gândești foarte bine din proiect, totul se ascunde. Hai să vedem și cealaltă dormitoare, fraților, eu sunt mesmerized de cum arată. V-am spus și știam că pertelele și draperiile o să fie cireașa de pe tort. Era logic, pentru că efectiv îți conturează totul. Ia, hai să intrăm în care, hai că ne cheamă ăsta, ia. Wow. Acum înțeleg griul deschis pe care l-a abordat la pat, deci, Alexandra. Îmi place stilul ăsta de prindere al draperiilor. Wow. Dar știi ce? Mi se pare foarte cool la ce ați făcut. Galeria aia, bă, nu se vede ascunsă. Urcă bățoasa asta. Bățoasa asta până sus. Da, urcă, da, urcă, da, da. Păi asta îmi place. Și cum e? Că mi-așa îmi plac draperii. Fie sus la tamanul. E mini, ce pisicie. Stai un pic să mă duc să-mi mușiu. E slim, e slim șină. E slim șină. Slim Shina, să moară Slim Shina, dacă te minte fratele tău cum sună. Da, frate, am înțeles, este subțirea asta, mă, extraordinar. Mamă, finețea aia mare. Și știi ce? Astea-s de alea de fac beznoaca, beznoaca. Beznoaca, beznoaca, mâncalea-r tata. Ioane, you're the first lucky mofo. Da, genial. Hai să vedem și celălalt dormitor, dar oricum sunt în rai și îi spuneam lui mamișor pe drum, fraților, și nu glumesc, că aveam emoții. Pentru că pentru mine, când intru în casele astea, e așa o emoție. Ca și cum ar fi casele mele. De ce? Că le-am construit de la zero. Și nu fac vrăjeală, că dacă făceam vrăjeală sau manțocărină, le filmam, le ocoleam și aia era. Dar chiar sunt construite cu suflet, fraților. Și nu uitați că aici se va schimba patul, va fi în culoare cu dressing-ul și cu draperia, fraților. O să arate senzațional. Acum o înțeleg pe Alexandra, i-am înțeles filmul. Te pupăm, Alexandra. Hai să vedem și ultimul dormitor. Deci să și altele pe fiecare pat, da? Eu le-am spus clienților că dacă vor redau și așternuturi, dar mă gândesc că mai bine și le iau ei. De ce? Pentru că de la Casa Rusu avem vouchere de 1000 de euro inclus în preț, pe care le primesc clienții la sfârșit, da, și iau ei ce vor de la Home & Deco. Și poate să-și așa așternuturi, că eu aș putea să le iau eu, mă gândeam să fac fenta aia cu patul făcut, știi? Dar să știi că Ana îmi place foarte mult, adică parcă e interesant totuși să nu fie chiar toate gri. Sincer, și eu m-am gândit inițial să facem toată casa în aceeași culoare, dar mi-a plăcut și foarte mult că au asortat cu paturile și diferite obiecte draperiile. Mi se pare interesant, arată foarte bine. Știi ce cred că va trebui să facem? Să vedem cum arată și una din modelul celălalt, adică cu albul marmurat sus. Da. Și tu iei măsurătorile astăzi, Marianu, că măsurătorile rămân aceleași. Corect. Îi dăm un ochiometru așa să vedem ce ne spune și să vedem poate ne jucăm, nu neapărat cu asta, ce culoare e asta? Grej. Asta e un gri cu bej, nu? Da. Nu știu dacă ne ducem neapărat în grej, dar cu siguranță vom avea mai multe tonuri de gri. Ok. Mai deschis și mai închis, pentru că îmi place ideea, mi se pare foarte cool. Ai 9 nuanțe de gri. 9 nuanțe de gri. Să trăiască Anmar Decor, băi. Eu au făcut și super handicapatul concept, știi ce am făcut la garsonieră, nu? Scurt pe doi, sunt pe vorbe, mă scuzați, dar sunt extrem de încărcat pozitiv. Deci cu ei am făcut tot ce nebunie mi-a venit. Zic, bă, vreau două tipuri de jaluzele. Zic, vreau jaluzeaua pe care când o tragi, pentru că este la regim hotelier, da. Să-ți facă beznă să dormi. Zic, dar nu poți să stai cu ea toată ziua trasă, corect, da? Și ce faci? Stai cu ele belite la etajul 1, știi cum e acolo, da? Că înțelegi, da? Și zic, hai să mai facem un rând cu o jaluzea pe care să poți să o lași pe zi trasă și să treacă lumina prin ea. Și am făcut două
rulete de jaluzele trase cu câțiva centimetri mai față și închizi când una, când alta. Când da. Și ai ca și cum draperie și perdea din jaluzele. Numai ei puteau să o facă. Frații noștri, mâncare tata să-i mănânce, Gionuțule. Gata, cam atât de aici. S-a terminat și cu surpriza lui mamișor. Mulțumim, Anmar, pentru că în sfârșit am văzut și cireașa pusă pe tort, Gionuțule. Și până una alta, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, și dacă vă doriți o căsuță în Câți Rezidenți, să vă grăbiți pentru că intrăm pe ultima sută, adică mai precis mai avem doar două, fraților, dar dăm drumul la următoarele. Nu uitați să dați follow pe Instagram Corile V, eu sunt Dorian, Anmar Decor, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit domn Facebook și de asemenea țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolante. Oh.